Consilierul Organizației Municipale a PSD Suceava, consilierul local Ovidiu Donțu, susține că aleșii locale ai USL au solicitat înființarea unei comisii de analiză a contractelor de salubritate din municipiu. Încă din anul 2005 se știa că în anul 2008 nu se va mai putea depozita la groapa de gunoi din Suceava. Am aici documentul Ministerului Mediu, angajamente rezultate din procesul de negociere al capitolului 22 Mediu cu Uniunea Europeană, datat ianuarie 2005. Deci încă din ianuarie 2005, autoritățile din Suceava știau că nu vor mai putea depozita la groapa de gunoi din Suceava. În acest document se precizează anul de închidere a gropii de gunoi, 2008, Suceava și autorități responsabile, autoritățile publice locale. Ovidiu Donțu mai spune că de atunci și până în momentul de față s-a înființat o firmă ecologică preluată apoi de Rosal, care a decis să o dizolve în 2011. Tot în 2011, taxa de salubritate a fost majorată cu 60%, iar firma Rosal, cu care primăria are contract pentru ridicarea gunoiului, beneficiază de avantajele acestei majorări. Prețul la salubritate este foarte, foarte, foarte mare. Se plătesc 10 miliarde de lei pe lună costul salubrității orașului. 3 miliarde din această sumă se referă la transportul la Botoșani. Cine transportă gunoiul la Botoșani? Firma Rosal. Ne punem întrebarea, nu cumva există o legătură directă între închiderea societății Ecologica și nevoia de a se transporta gunoiul la Botoșani? Avem informații că actuala groapă de gunoi, realizarea ei se va mai prelungi. Nu cumva cineva prelungește în mod artificial realizarea acestei gropi ecologice pentru ca gunoiul să fie transportat în continuare la Botoșani pe 3 miliarde pe lună? Ovidiu Donțu a mai spus că îl somează pe primarul Sucevei Ion Lungu că în cazul în care nu convoacă această comisie de analiză a contractelor de salubritate, va sesiza toate organele competente, DNA, Curtea de Conturi, pentru a face lumină în acest caz.